abilitatea artistică. De data asta. Și atunci, tot atunci vă spuneam că toate exercițiile noastre și tot programul pe care l-am străbătut a fost de așa natură că încă n-am ajuns să folosim cuvântul. Asta era în ceea ce privește improvizația. La arta actorului, asta e legea. Întâi e cuvântul. Așa că am pornit de la ceea ce cere programa analitică în anul întâi, semestru întâi, dramatizări. Și pentru că ei nu mai sunt la o programă de 4 ani, ci la una de 3 ani, ne-am gândit să pornim cu niște materiale mult mai solicitante. Însemnând că tot ceea ce trebuie să facă presupune din partea lor, din partea noastră, a profesorilor, un efort în plus. Un efort de care n-am știut dacă până la urmă el va da rezultatele scontate la ceea ce ne-am gândit noi. Acum urmează ca în urma examenului să vă dați dumneavoastră seama dacă faptul că noi i-am obligat, i-am restricționat foarte mult, am apelat foarte mult la ei, la efortul pe care trebuie să-l facă. Și aici nu era vorba numai de un efort fizic, ci mai ales de acea gimnastică a minții, pentru că lucrând cu cuvântul, am ajuns în situația să ne dăm seama de bogăția și expresivitatea, de taina pe care o ascunde fiecare cuvânt. Ne-am rezumat la frații Karamazov, la Dostoievski. Deci, o bună parte a examenului sunt fragmente, dramatizări din frații Karamazov. Așa că, chiar numai rostind acest autor, vă dați seama de complexitatea textelor pe care le-am luat. În același timp, ne-am dat seama că studenții pe care îi avem, din punct de vedere al castingului, al ei corespund într-o câtva acestei nevoi a lui Dostoievski. Și atunci ne-am oprit la 3-4 fragmente din Dostoievski. Avem, deci, și un soi de teatru clasic și după aceea am trecut la o rostire a unui teatru modern prin Marin Preda. Să trecem dintr-o lume într-alta, de la un limbaj la altul, tocmai prin niște materiale de foarte bună calitate. Și mai avem și un Tudor Mușatescu. Mai avem și o Horea Pătrașcu, o bucată, care aici avem Dujman, care a jucat-o prima dată și acum ei o să fie pe post de observatori. Studenți care acum sunt actori la Teatrul Național, au jucat acest fragment. La vremea aceea era foarte bine, acum cred că este super. Așa că, haideți să-i vedem. Da. Da, hai să stăm pe lăuși. Suntem gata? Da.
Aceea, am simțit că țin atât de mult la tine încât... Eu venit să strâng la piept! Dar tot atunci... Mi-a venit și ideea asta la roadă. Ia hai mă să mai râdem puțin. Și am zbirat ca un dobitoc ce sunt. Banii sau viața. Iartă-mă, te rog, frățioare. Nu știu ce a fost în mintea mea. Dar să știi că în sufletul meu... Totul e așa cum trebuie să fie. Ei, firar să fie! Hai, spune-mi ce a fost! Calcă-mă în picioare! S-a furiat rău? Nu! Nu, a fost altceva! Mitea nici nu-ți închipui ce s-a întâmplat! Le-am găsit acolo, pe amândouă! Care amândouă? Am găsit-o pe Grușenca la Caterina Ivanovna! Nu se poate! Grușenca la ea? Da! Dați-mi mânuța asta scumpă de îngeriaș, drăguță, domnișoare! Dați-mi-o ca să o sărut, așa cum ați sărutat-o pe a mea! Poate că am să fiu roaba dumneavoastră și am să vă fac pe o placă o roabă. Știți ceva, drăguță domnișoară? Îngeraș scump, totuși n-am să vă sărut mânuța. Ca să-ți aduce aminte că mi-ai sărutat mânuța și eu nu ți-am sărutat-o. Am să-i spun și lui Mitea că mi-ai sărutat mânuța. Și eu n-am catadixit să-ți o sărut. Și o să mai râdă.
Și zi așa. Nu i-a sărutat mânuța. Și cealaltă zici că urla și că a făcut o scorpie. Chiar așa și este. O scorpie veninoasă. Regina tuturor scorpilor. Este într-adevăr extraordinară în felul ei de a fi. Și zici că a plecat acasă? Mă duc imediat la ea. Dar Caterina Ivanovna... Și pe ea o văd. O văd cum poate... N-am văzut-o niciodată. E ea întreagă. Catenca. Eleva de pensiun. Care... din mărinimie, ca să scape tatăl, nu o să temă să se ducă acasă la un ofițer imbecil. Un mitocan. Dar câtă mândrie. Nevoia asta aplică de a arunca totul în joc. De a merge până în pânzele albe. Îți închipui cumva că intenționat a sărutat cea din tâi mâna Grușencăi? Că avea cine știe ce planuri ascunse? Nu. No. S-a îndrăgostit de Grușenca. Nu. Nu de Grușenca. Și de visul pe care îl urzise. De iluzia ei. Gândindu-se tot timpul în sinea sa. E visul meu. E iluzia mea. Alioșa, frățioare, zău! Spune-mi, cum ai reușit să scap de ele când sunt așa cum sunt? Ți-ai ridicat anterior și ai rupt-o la fugă, nu? Mi se pare că nu-ți dai seama, frate, cât de adânc ai jignit-o pe Caterina Ivanovna, povestindu-i Grușencăi. Te duceai pe înserat acasă la burlaci să spui frumusețea la mezat. Există oare insultă mai grea pentru o femeie? Da, sunt un ticălos! Un ticălos adea! Spuneai că sunt așa cum am mintea! Dacă asta poate să aducă vreo mulțumire! Sunt un ticălos patentat! Dar să știu un lucru. Tot ce am făcut până azi, până în clipa de față, tot ce am să fac de acum înainte, nici nu se compară cu mărșăvia pe care chiar acum o porn la piept. Rămâi cu mine, Alexei! Și mă întreb, de ce s-o fi simțitoare așa din senin ofensiv? Ce a venit să calce bani în picioare? Bănuiesc că sunt mai multe motive în joc care l-au făcut să se simtă umilit. Mi-a vorbit despre fetele lui. Mi-a spus că i s-ar fi propus un post undeva în alt oraș. Cred că s-a simțit umilit pentru că a fost în stare să cedeze cu atâta ușurință. Din momentul acela a început să mă urască. Iar eu am făcut o mare prostie. I-am spus că dacă nu o să aibă destule parale ca să plece în altă parte, o să-i dau eu cât i-o trebuie. A rămas ca trăznit.
Cum a văzut banii mi-a sărit de gât. Tiz. Nu există nimic mai penibil pentru omul sărac decât să vadă toată lumea îmbuzindu-se să-l ajute așa din senin. Dar bucuria lui a fost atât de mare și tocmai din această pricină, cu toate că la prima vedere se pare că am dat greș, să știi că totuși e bine. Sunt convins că e mai bine așa. Dar de ce crezi că e mai bine așa? Ei, acum este mândru de ceea ce a făcut. Dar la noapte are să-și dea seama cât de bine ar fi prins ajutorul de care s-a lipsit. O să se frământe toată noaptea. O să-i vadă și în vis. Și mâine va fi în stare chiar să umble după mine ca să-și ceară scuze. Atunci am să vin și am să-i spun. Ești un om mândru. Ai dovedit-o din plin. Te rog să-mi ieși și să primești bani. Și ai să vezi că o să-i primească. Sigur că da. Acum am înțeles în sfârșit. Vai, Alexei Fedorovici, cum de le știi dumneata pe toate? Ești atât de tânăr și te pricepi să citești în adâncul sufletului umănesc? Știi? Până acum nu te-ai înțeles. Dar de azi încolo, și te rog să mă crezi, cam să te respect ca pe un om superior. Nu cumva concluziile la care am ajuns noi ascund un grăunte de dispreț față de omul acela sărman, pentru că disecând sufletul așa cu aerul, ca și cum ar fi mai presus decât el. Ce zici? Nu, Liz, aici nu se ascunde niciun fel de dispreț. Doar suntem la fel cu el. Oameni suntem cu toții și niciunul din noi nu poate pretinde că ar fi mai bun decât el. Uite, știi ce ne-a spus odată părintele Zosima? Toți oamenii trebuie tratați ca niște copii mici, unii chiar ca niște bolnavi în spital. Alexei Fedorovici, câteodată ești bun ca pâinea caldă. Alteori însă, ba nu știu, puțin cam pedal. Și totuși, când te privesc mai bine, îmi dau seama că nu ești deloc pedal. Du-te de deschide ușa și vezi dacă nu cumva mămica trage cu urechea la ușă. Liz. Hai, du-te, te rog. Du-te! Liz. Du-te! Du-te! Trebuie să-ți fac o mărturisire. Știi? Scrisoarea de ieri nu era o glumă așa cum spuneam, ci era ceva serios. Minunat! Minunat, Liz! Eram sigur că nu putea fi decât ceva serios. Poftim! Dumnealui era sigur. Aș vrea să-ți fiu totdeauna pe plac, Liz, dar zău dacă știu cum să fac. Alexei Fedorovici, după ce că ești încrezut, mai ești obraznic. Da, sunt obraznic. Au, dumneata, domnul la catadixii să mai adreptă ție și acum gata. Nu-i mai pasă de nimic. De nimic. Era sigur că am scris serios. Da. Dar asta e curat o brăznicie. Și ce? Nu trebuia să fiu sigur? Chiar atât de rău am făcut? Ba, da. Din potriva. Ai făcut foarte, foarte bun. Alioșa, ce-i asta? Ce faci? Îmi pare rău. Mi se pare că am făcut o prostie. Mi-e reproșat că sunt rece. Și atunci te-am sărutat. Acum îmi dau seama că m-am purtat ca un dobitor. Cu hainele astea pe dura ta, mai de mult sărutat, Alioșa. Fiindcă niciunul dintre noi nu se pricepe la asta. Și pe urmă, mai avem încă mult de așteptat. Mai bine, spune dumneata, de ce vrei să te căsătorești cu o fată proastă ca lui? Liz. Și pe deasupra și bolnavă. Dumneata, un om atât de inteligent, care pătrunde cuvântul până în miezul lucrurilor. Mai am greșat. Dar știi ce fericită sunt? Tocmai fiindcă dau seama că nu merit un om ca dumneata.
Vă meriți, Liz, nu meriți. Zilele acestea am să părăsesc mănăstirea. De vreme ce mă întorc în lume, trebuie să mă însor, știu asta. Și atunci, cine aș putea să iau de nevastă? Și cine în afară de dumneata ar vrea să se mărite cu mine? E un lucru la care m-am gândit. În primul rând, dumneata mă cunoști din copilărie. Și ai o mulțime de calități care mie îmi lipsesc cu desăvârșire. Ai o fire mai veselă decât a mea și un suflet neprihănit. Dumneata nu știi, dar și eu sunt un Karamazov din păcate. Ce-mi pasă că râzi? Îmi place să văd râzând, că dumneata când râzi, ai un copil. În timp ce în sinea dumitale ești frământată de gânduri ca o adevărată martiră. Da? Ca o martiră? Da. Cum vine asta? Păi, să luăm de pildă întrebarea dumitale de adinea ori. Dacă nu cumva îi disecăm sufletul omului aceluia. E o întrebare pe care numai o martiră o putea iscodi. Nu m-am gândit încă la asta. Dar am să mă îmbrac așa cum vrei dumneata. Mi-ar plăcea să port haină de catifea albastru închis, jiletcă albă de pichet și pălărie moale. Spune-mi, ce crezi tu, Adina, că m-a lepădat de scrisoarea mea? Ai fost complice, mi-e așa că nu trebuie să... Cât uși de puțin. Ah, oh, știu, imposibil, ești, poți să te sufăr. Ei, vezi, eu am știut că mi s-a părut că mă iubești, dar am căutat să-ți dau impresia că în sinea mea sunt convins că nu mă iubești. Așa, ca să nu te simți stingherită. Cu atât mai rău. Cu atât mai rău și poate cu atât mai bine. Alioșa, mi-ești drag, eu nu mai pot. Adinauri, în timp ce te așteptam să vii, mă gândeam așa. Am să cer scrisoarea. Și dacă el o să scoate liniștit din buzunar să-mi o dea înapoi, înseamnă că nu mă iubește deloc. Că nu simte nimic pentru mine. Că nu-i decât un băiețaș prost, care nici nu merită să fie iubit. Și prin urmare trebuie să-mi iau nădejdea de la el. Dumneata însă, a lăsat scrisoarea în timp. Da. Și atunci am prins curaj. Nu-i așa că ai lăsat în atins scrisoarea în chirie, fiindcă nu te-ai fi îndurat să-mi o dai, nu-i așa? Până la curaj. Ba nu, Liz. Scrisoarea se află la mine. Și adineori, tot la mine era. Uite aici, în buzunar. Dar să știi că nu ți-o mai dau. Mulțumește-te să te uiți la ea, așa cum o ține în mână. Cum? Prin urmare ai mințit, adineori. Dumneata, un călugăr, ești în stare să minți. Ei, da, se prea poate să fii mințit. Am mințit însă numai ca să nu-mi iei înapoi. Scrisoarea asta... Alioșa, mi-ești drag de nu mai pot. Scrisoarea asta n-am să o dau nimănui niciodată cât o-i trăi. Alioșa, du-te și deschide ușa și vezi dacă mama nu trage cu vechea. Liz. Hai, du-te! Bine, Liza, am să mă duc. Dar nu crezi că ar fi mai bine să nu o fac? De ce să o bănuim pe mama dumitale de un lucru atât de urât? Urât? Da. De ce urât? Ei. Nu făcea fi atât de urât aici. Din potriva, are tot dreptul, cred, să ascunde la ușa fiicei sale. Sigur, Alexei Fedorovici, că atunci când am să fiu și eu mamă și o să am o fiică așa ca mine, nimic mi-are să mă împiedice să ascund la ușa ei. Vorbești serios, Liz? Dar dumneata știi că nu-i frumos deloc. Doamne, ce vrei dumneata neapărat să fie urât? Înțeleg dacă ar fi vorba de o discuție oarecare într-un salon și eu aș trage cu urechea. Nu-ți închipui că după ce o să ne cununăm, n-am să te spionez și pe dumneata. Și pe deasupra am să-mi deschid toate scrisorile și am să-mi citesc. Da? Dar zău, nu-i frumos.
neapărat. Nu se cază să tragi cu urechea, fiindcă eu nu urc. Alioșa, dar nu o să ieși din cuvântul meu, nu-i așa? Și asta trebuie stabilit tot așa, de la bun început. Cu cea mai mare plăcere, Liz. Alioșa, îți jur, îți jur că niciodată, auzi? Niciodată n-am să te spionez. Nici n-am să citesc scrisorile. În momentul dumneavoastră, consider că e un lucru. Oricât de curioasă aș fi să trag urechea, știu că o să fiu grozată cu ea. N-am să fac, din moment ce dumneata ai dreptat și nu bine. Știi ce? Îți dau voi. Să rog. Mine. Află că toată viața numai pe el l-am iubit. O să vină iar Grușenca, o să fie iar fericită. Partea lui rămas bun și că nu o să mai vină niciodată pe aici. Vă spun adio. Rămas bun? Ești sigur că așa a spus? Da. Poate că a vorbit mai așa, într-o doară. Sau la întâmplare. Poate că a greșit cuvântul. O fi spus altceva. Adică o fi vrut să spună altceva decât ce a spus. Nu, nu. A insistat în mod special asupra cuvântului rămas bun. De 3 ori m-a rugat să nu uit. Ei, uite, vezi? Acum, tocmai acum am nevoie, Alexei Feodorovici, de ajutorul dumneavoastră. Vezi? Dacă vorbele astea pe care te-a rugat să mi le transmiți, le-ar fi rostit mai așa, într-o doară, sau la întâmplare, fără să le sublinieze, fără să insiste deloc asupra lor, ar fi însemnat că totul s-a sfârșit între noi. După cum zici însă, a stăruit în mod special asupra lor.
Mai ales dacă ți-a poruncit să mi le transmiți exact așa cum ți le-a spus. Înseamnă că poate chiar exasperat. Până și el s-a speriat de hotărârea pe care a luat-o. Cum a părăsit cu pasul sigur al unui om care știe ce face. Ci și-a dat drumul orbește la vale. Nu a fost din partea lui decât o bravadă. Da, așa este. Acum îmi dau seama că așa a fost. În cazul acesta, înseamnă că el nu e încă cu desăvârșire pierdut. E doar într-un impas, pradă deznădejdii. Și deci, nu trebuie să-l mai salvez. Nu cumva ți-a vorbit ceva despre niște bani? 3.000 de ruble? Nu numai că mi-a vorbit, dar tocmai din pricina asta e atât de distrus. Mi-a spus că se simte dezonorat și că orice s-ar întâmpla de acum încolo pentru el e tot una. Dar dumneavoastră știți ce-i cu banii? Știu de mult. Săptămâna trecută am aflat cât era destrântorat. Vreau un singur lucru. Să-și dea seama cine este cel mai credincios prieten. El nu vrea să creadă că are în mine cel mai devotat prieten. El nu vede în mine decât femeia. M-am frământat gândindu-mă cum să fac să nu-i fie rușine de mine pentru că a cheltuit bani. Adică nu. Să-i fie totuși rușine de alții. De toată lumea. De sine însuși. Dar nu de mine. Cum nu a reușit încă să mă cunoască? Cum a putut după toate câte s-au întâmplat? Vreau să-l salvez. Să-l salvez definitiv. Să uite că sunt logodnica lui. Trebuie să vă mai spun că m-a plecat la femeia aceea. Și dumneata crezi că n-aș fi în stare să suport și pe femeia aceea? Spun eu însă că nu o să se însoare cu ea. Îți închipui cumva că un Karamazov poate fi mistuit o veșnicie de o pasiune ca asta? Fiindcă e vorba numai de patimă aici, nu de iubire. Nu o să se însoare cu ea pentru că ea nu o să se mărite cu el. Și poate că o să se însoare totuși. Îți spun eu că nu o să se însoare. Fata aceea e un înger, știi dumneata? E cea mai extraordinară ființă dintre toate ființele extraordinare. Într-adevăr o femeie încântătoare. Cu un suflet bun și nobil. De ce te uiți așa la mine, Alexei Feodorovici? Te surprinde ce spun? Agrafena Alexandru, Cancelașule! Vine aici! Alioși, e un băiat tare cum se cade. Și cunoaște toate frământările noastre. Vine să te vadă. Așteptam să mă chemați. Știi? Acum ne-am văzut pentru prima oară, Alexei. Țineam neapărat să o cunosc. Să o văd. Voiam chiar să mă duc la dânsa și uite că mi-a împlinit dorința. A venit ea la mine. Eram sigură că noi două să ne descurcăm toate ițele. Toate, toate. Îmi spunea mie inima că așa o să fie. Drușenca mi-a explicat tot. Toate intențiile ei. Că un înger a coborât la mine și mi-a adus împăcarea și bucuria. Domnișoara bună și dulce cu mine. Nu s-a socotit înjosită să vorbească cu mine. Să nu te mai prind că vorbești așa, zâna mea fermecată. Eu să mă înjosesc? Stai, încă o guriță. Uite, buza de jos parcă e puțin umflată. Să o sărutăm ca să se umfle și mai tare. Uite așa, și așa, și iar așa. Privește, Alexei Feodorovici. E ca un înger picat din cer. Simți cum îți râde inima numai când mă privești. Prea mă răsfățați frumoasă, domnișoară. Și zău dacă merită talentare. Nu merită. Auzi că nu merită. Tocmai ea. Nu cunoști dumneata, Alexei Feodorovici, ce căpșor năstrușnic avem noi aici și ce inimioară mândră. O tare mândră, care face numai ce-i place. Nu cunoști dumneata, Alexei Feodorovici, sufletelul nostru. Cât e de nobil și generos. Așa e că nu-l cunoști. Numai că, din păcate, n-am avut parte de fericire. Am jertfit totul. Da, da, fără nicio șovăire unui om. Fiindcă a fost un om în viața noastră. Un ofițer. Care ne-a furat inimioara și apoi a plecat. Asta a fost mai demult. Acum vreo 5 ani. Pe urmă ne-a părăsit și s-a înfurat cu altă.
Acum ne-a scris că o să vină înapoi. Află că toată viața numai pe el am iubit. O să vină și Grușenca o să fie iar fericită. După ce 5 ani a fost vai de sufletul ei. Dar cine ar putea să ne reproșeze ceva? Cine ar putea să spună că ne-a câștigat bunăvoința? Doar bătrânul acela beteag. Negustorul acela. Însă a fost mai curând ca un tată pentru noi. Ne-a găsit în pragul disperării, zbuciumată, părăsită de omul pe care l-am iubit atât. Voiam tocmai să ne facem seama. Și bătrânul acela ne-a scăpat, ne-a salvat de la moarte. Nu știu de ce mă apărați așa frumoasă, domnișoară. Prea sunteți grăbită în toate. Eu să te apăr? Pot eu oare să te apăr? Grușenca, îngerascu, dă mânuța încoace. Uite, uite numai ce mânuță mică și durdulie are. O vezi? Ea mi-a adus fericirea și împăcarea. Și-am să o sărut și pe o parte și pe alta. Uite așa, și așa, și iar așa. Nu știu de ce vreți să mă faci să roșesc. Frumoasă domnișoară. Sărutându-mi mâna de față cu Alexei Fădorovici. Cum crezi că aș putea să vreau așa ceva? Vai, scumpa mea, ce greșit, mă înțelegi? Poate că nici dumneavoastră nu mă înțelegeți, frumoasă domnișoară. Poate că sunt mult mai rea decât vă închipuiți. Fiindcă sunt rea, nu fac decât ce-mi place mie. Pe Dimitri Fiodorovici, eu l-am prins în greș. Numai așa, ca să-mi bat joc de el. Și acum tot dumneata o să-ți scap. O să-i arăți că-l iubești pe Asun, că-l iubești de mult și că vrea să se însoare cu dumneata. Am un îngeraș. Nu scumpa mea, domnișoară. Dumneavoastră mi-a spus să fac așa. Eu însă nu v-am promis nimic. Vrei să spui că nu te-am înțeles bine? Mi-ai promis? Ba nu încerașul. Nu scumpa mea, domnișoară. Uite, acum poți să-ți dai seama că sunt rea și fac numai ce-mi place mie. Da, da, fac ce-mi trăznește prin cap. Poate că v-am promis ceva. Nu zic am. Acum stau și mă gândesc. Dar dacă mi-a plăcea el iar, fiindcă m-a mai plăcut totodată, tare mult, aproape o oră întreagă. Cine știe, dacă nu o să mă duc chiar acum la el, să-i cer să rămână la mine de azi înainte. Vedeți? Așadar, ce schimbătoare sunt! Bine, dar Adineaur spune cu totul altceva. Ei, Adineaur, ce să-i faci? Păcătoasa asta de inimă se numai numai decât. Și când mă gândesc prin câte a trecut săracul din pricina mea, și dacă ducându-mă acasă, mi se face iarăși milă de el, atunci... Nu m-aș fi așteptat. Ei, domnișoară, domnișoară, ce suflet bun și nobil aveți! Cine știe dacă o să mă mai îndrăgiți, așa proastă cum sunt și cu inima asta păcătoasă a mea? Dați-mi mânuța asta dulce de îngeraș, drăguță domnișoară. Dați-mi-o ca să sărut, așa cum a sărutat-o dumneavoastră pe a mea. De 3 ori mi-a sărutat-o. Țineți minte? Poate că ar trebui la rândul meu să vă sărut de 300 de ori ca să fiu închis. Poate că ar trebui să fiu roaba dumneavoastră și să vă fac pe plac ca o roabă. Mânuța asta. Ah, mânuța asta dulce de îngeraș. Drăguță domnișoară. Știți ceva? Totuși n-am să vă sărut mânuța. Cum vrei. Dar de ce? Ca să-ți aduci aminte că mi-ai sărutat mânuța și eu nu ți-am sărutat-o. Mi-a obrăzat-o. Am să-i spun și lui Mitea că mi-ai sărutat mânuța și că eu n-am catalizit să-ți-o sărut. Ce o să mai râdă? Ieși afară, ticăloasă.
Ce rușine, domnișoară! Ce rușine! Nu m-aș fi așteptat să aud asemenea cuvinte din gura dumneavoastră. Nu-i frumos. Ieși afară, femeie pierdută. Ba nu zău! Femeie pierdută! Dar dumneata când umblai după parale prin casele burlacilor pe înserat, spune! Nu te duceai să spui frumusețea la mezar? Niciun pas, niciun ce? Cuvânt! Parcă eu nu știu. Mie, de ce nu mi-ai spus nimic de pământ? Cum o să vinzi pământul? Copiii ce o să facă fără pământ? Îi arunci pe drumuri, ce faci cu ei? Cum nu ți-am spus nimic de pământ? Nu ți-am spus că îmi trebuie 20.000 de lei? Hei, și dacă îți trebuie 20.000 de lei, trebuie să vinzi din pământ. Și ce ai vrea tu să fac? De unde să iau eu 20.000 de lei? Dacă aș putea, aș vinde pe mine. La cine mă plâncă? Da. Și noi ce ne facem? E așa întreabă. Nu te repezi, că de ce nu ți-am spus? Îmi vedea noi un an de zile până mă fac eu sănătos. O să murim. Păi da, repezi la pământ ce-ți pasă ție.
Ai uitat că ai doi copii care umblă cu spinarea goală. Doi ani de zile de când umblă o singură fustă pe mine. Să ieși și tu până la poartă, nu poți să te duci. Râde lumea de tine. O viață întreagă alergat ca un bezmedic. Când veneai cu banul, o pui el în buzunarul percitorului. Și spunea, mă, nu vezi că degeaba alergi. 6 pogoane de pământ. Cum a făcut ăla și ăla. Vinde și scapă de percitor. Și pe urmă, dacă mai poți, îi pui la loc. Nu! Taci tu, draiu, mati! Acum vii la vorba mea. Și nu e de mine că mă lași despuiat. Dar te-ai apucat să faci copii. Și ce ai vrea tu să fac acum? Am mai îmbolnăvit de mașină și-a frântul pământul. A stat omul acasă. Am mai tăiat un pui. Am mai mâncat un nou. Și dacă a avut zile, a trăit. Da. Lasă că știu eu. Tot așa s-a uitat și al de flora lui Cocoașa la pământ. Eu mă striga decât să rămân fără pământ cald de țugurlan și să râdă lumea de mine. Mai bine la cimitir. Pe urmă să ruga de nevastă sa să-l bage pumnii pe beregăți. Eu-ți pun mâna și te dai zor cu flora lui Gogoașă. Tu ai uitat, fă, ce-a pățit Maria lui Turcin astă toamnă. Vrei să mă duci la cimitir? Cu ce mă duci fă la cimitir? Nu tot trebuie să vinzi. Vorbești parcă ai fi proastă în târg. E bine, nu mai fi luat dacă n-ai fost în stare de casă. Dar am fost din alea care să-ți puie sula în coasă să-i cumperi marchizeci și pantofi de lac. Ai te ieri necucura căscat și nemâncat și nedormit. Cum să nu te îmbolnăvești? Dar nu să uit cum ai muri iarna de acum 3 ani. Te-ai dus și ai pus porcul în căruță. Și te-ai dus de la dat. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Te dai cu banii doldora. Și când venea ăla, foncira, te uitai ca blegu. Nu puteai să-l dai afară pe poartă. Ai lui Moromete nu plătesc cu ani. Și trăiesc și nici pământ n-au vândut. Și ce-ai fi vrut să fac? Ce-ai fi vrut să fac? Să-l las să-mi ia țoalele și brișca din bătătură? Să nu te fi îmbolnăvit și să fii vândut din pământ. Să nu fi alergat ca bezmeticul toată iarna. Acum erai sănătos. Și nici pământ n-ar fi trebuit să vinzi. Așa a făcut toată lumea. Așa a făcut toată lumea. Tu ai uitat, că tâmpit-o, că mai bine nu ți-aș mai zice. Cu ce am cumpărat vara aia, lugul și rarița? Că doar nu mă duceam la munte ca bălosul să mă îmbogățesc. Da, dar te-ai repezit să cumperi lugul, în loc să mai aștept. Nu fac unii. Și-au luat când se mai ieftinise. Și cu ce aram, fă? Cu ce aram? Dar lumea e altă, cu ce ara? Lumea e altă. Care lumea e altă, fă? Răpătit-o. Care n-a cumpărat. A avut de bine, de rău. Un plug vechi. De unde era să iau eu un plug vechi? Nu vezi, fă că ești proastă, te dai în gropi. Și acum ce vrei? Ți-e frică de pământ. N-auzi, Anghelina?
Uită-te la mine. Al dracului să fiu dacă dau o brazdă. Am să stau aici până am să cad pe brânci. Și atunci să te vedem ce ai să faci. Cum ai să te descurci. Că de ce am muncit și am alergat? Ce ai fi vrut să fac? Să stau de pomană și să înjur că pe dețul Gurlan am muncit cât am putut. Noi mai puteam munci, la cimitir e loc destul. Mă duc acolo și atunci să te vedem ce ai să faci. Că dacă muncești e rău, dacă nu muncești e mai rău. Vezi că ai luat-o pe urmele Mariei lui Turcin. Maria lui Turcin vorbea tot așa. Eu o să mor și o să mă odihnesc la cimitir. Hai să vedem ce o să facă Turcin fără mine. De ce am luat-o pe urmele Mariei lui Turcin? Păi, bine ar să fie de tine, raiul mătii, când ai să rămâi singură. Mă duc la cimitir. Mă duc la cimitir. Du-te la cimitir dacă nu mai ești în stare să trăiești. Se duce la cimitir. Mare brânză că te duci la cimitir. Striga tot așa Maria lui Turcin. Să vedem ce o să facă. Ai mătii. Îți vine în neam să taci. Lovite-ar buba. Parcă-i fi cuica lui Moromete. Ce vrei, fă? Ai? Ce vrei? Eu zic că să vând și să scap de vedea. Ia ca să rămână copiii pe drumuri. Eu zic că nu mai vând. Ia că am luat-o pe urmele. Ni așa, ni așa. Atunci ce vrei fa? Spune, vorbește, să aud cam ce te taie pe tine țeasta. Că te vândut când veni vorba, o luași de la Moș Adam, că de ce am plătit funcie, că de ce am cumpărat plug. Da, așa e, nu e bine să vând. Rămân copii pe drumuri. Bine, vorba ta, nu mai vând. Dacă am zile, scap. Păi nici așa nu taci din gură. De ani de zile nu ne-am mai certat. Și taman acum te găsiști când... Taci. Vreau să taci. Că vin copiii. Nu știu de ce s-a simțit doar așa din senin opresat. Și ce a venit să cace bani în picioare. Presupun că sunt mai multe motive în joc care l-au făcut să se simtă un. Mi-a vorbit despre fetele lui. Mi-a spus că i s-ar fi oferit un post undeva în alt oraș. Cred că s-a simțit umilit pentru că a fost în stare să cedeze atât de ușor. Iar eu... Eu am făcut o mare greșeală. O greșeală de neiertat. Și de atunci a început să mă urască.
I-am spus că dacă nu o să aibă destule parale ca să plece, o să-i dau eu cât o mai trebuie. A rămas ca trăznit. Când a văzut banii, mi-a sărit de gât. Știi, Lizy, nu e nimic mai penibil pentru omul sărac decât să vadă așa toată lumea cum se îmbulzește să-l ajute. Și, deși la prima vedere s-ar părea că am dat greș, eu cred că e mai bine așa. Și sunt convins că e mai bine așa. Dar de ce? De ce crezi că e mai bine așa? Pentru că acum este mândru de ceea ce a făcut. Dar la noapte are să-și dea seama cât de bine ar fi prins ajutorul venit din partea mea. O să vadă banii și în vis. Iar mâine va fi în stare chiar să umble după mine ca să-i dau înapoi. Iar eu voi veni și voi spun. Ești un om mândru, ai dovedit-o din plin, acum te rog primește banii. Și ai să vezi care să-i primească. Sigur că da. Acum am înțeles. În sfârșit. Vai, Alioșa. De unde le știi dumneata pe toate? Ești atât de tânăr și te pricepi să citești în adâncul sufletului omenesc. Știi, până acum nu te-am respectat. Adică te-am respectat totuși. Dar așa ca și cum am fi fost pe aceeași treaptă. Dar de azi încolo, te rog să mă crezi. Am să te respect ca un om superior. Nu cumva concluziile la care am ajuns noi, adică dumneata, ba nu, hai bine noi, ascund un glonte de dispreț față de omul acela, sărmanul, pentru că îi disecăm sufletul. Așa, o aerul că am fi mai presus decât el. Ce zici? Nu. Aici nu se ascunde nicio urmă de dispreț. Oameni suntem cu toții și nimeni nu poate pretinde că am fi mai bun decât el. Știi ce mi-a spus odată părintele Zosimo? Toți oamenii trebuie tratați ca niște copii. Unii chiar ca niște bolnavi în spital. Ascultă, Alioșa. Câteodată ești bun ca pâinea caldă. Alteori însă pari, nu știu cum, puțin cam pedant. Și totuși, când te privesc mai bine, îmi dau seama că nu ești deloc pedant. Du-te și vezi dacă nu cumva mămica trage cu vechea. Hai, du-te. Hai, du-te. Să-ți fac o mărturisire. Știi, scrisoarea de ieri n-a fost o glumă, așa cum ți-am spus, ci era ceva serios. Minunat, Liz. Minunat, eram sigur că nu poate fi decât ceva serios. Poftim! Dumnealui era sigur. Alioșa, dragul meu, după ce ești încrezut, mai ai și obradus. Auzi, dumneata, domnul a catadixit să mă aleagă drept soție și acum gata, nu-i mai pasă de nimic. Era sigur că i-am scris serios. Auzi, dar asta e curat o brăznicie. Aș vrea să-ți fiu pe plac totdeauna, dar zău dacă știu cum să fac. Și dacă am fost sigur, chiar atât de rău am făcut. Dimpotrivă, ai făcut foarte, foarte bine. Ce-i asta? Ce faci? Iată-mă dacă am greșit cumva. Dar mi-ai reproșat că sunt rece și... Și atunci am sărutat. Acum îmi dau seama cum am purtat ca un dobitoc. Cu hainele astea pe dumneata, mai dă mult cu sărutatul, Alioșa, fiindcă niciunul dintre noi nu se pricepe la treaba asta. Și pe urmă, mai avem încă mult așteptat. Mai bine spune-mi, de ce vrei dumneata să te însori cu o fată proastă ca mine? Și pe deasupra și bolnavă. Dumneata, un om atât de inteligent, care pătrunde cu gândul până în miezul lucrurilor și căruia nu-i scapă nimic.
Alioșa. Dar știi ce fericită sunt? Tocmai fiindcă îmi dau seama că nu merit un om ca dumneata. Ba meriți, Liza. Zău meriți. Uite, zilele astea am să părăsesc mănăstirea. Și de vreme ce am să mă întorc în lume, trebuie să mă însor, știu asta. Și pe cine aș putea să iau de nevastă în afară de dumneata? Și cine în afară de dumneata ar vrea să se mărite cu mine? Nu râd, e un lucru la care m-am gândit bine. În primul rând, dumneata mă cunoști din copilărie. Și ai un suflet mai vesel decât al meu și mai neprihănit. Dumneata nu știi, dar și eu sunt un Karamazov, din păcate. Râzi. Îmi place să te văd râzând. Dumneata, când râzi, ești ca un copil. Deși în sinea dumitale ești frământată de gânduri ca o adevărată martiră. Ca o martiră? Cum asta? Da, ca o martiră. Uite, să luăm de exemplu întrebarea dumitale. Dacă nu, cumva disecăm sufletul omului acelui. Întrebare la care numai o martiră se putea gândi. Alioșa, dă-mi. De ce nu mi-o lași? Ascultă, cum o să umbli îmbrăcat după ce ai să părăsești rasa călugărească? Nu m-am gândit încă la asta. Dar am să mă îmbrac așa cum vrei dumneavoastră. Mi-ar plăcea să porți haină de catifea albastru închis, jilet calbă de pichet și pălărie gri. Moale. Spune, ce ai crezut, Adina, cum a refăzat descrisarea mea? Ai fost convins, nu-i așa, că nu te iubesc? Nu. Ah, ce om imposibil ești! Nu poți să te supăr. Vezi, eu știam că, adică credeam că mă iubești, dar a trebuit să par că în sinea mea sunt convins că nu mă iubești așa, ca să nu te simți îngerită. Cu atât mai rău. Cu atât mai rău și poate cu atât mai bine. Alioșa, mi-ești drag de nu mai pot. Adina, auzi, în timp ce te așteptam să vii, mă gândeam așa. Am să-i cer scrisoare. Iar dacă el o să o scoată liniștit din buzunar să-mi o dea înapoi, înseamnă că nu mă iubește deloc. Nu simte nimic pentru mine. Nu-i decât un băiețaș prost care nici nu merită să fie iubit. Și deci trebuie să-mi iau nădejdea de la el. Dumneata însă, ai lăsat scrisoarea în chilie. Nu-i așa că ai lăsat una din la mănăstire? Bănuim că am să ți-o cer înapoi. Nu-i așa? Spune dacă nu-i așa. Nu, Liz. Nu-i așa. Scrisoarea se află la mine. Și înainte tot la mine era. Uite ce butonat. Dar mulțumește-te să te uiți la ea așa cum o țin în mână, fiindcă nu ți-o mai dau înapoi. Cum? Prin urmare ai mințit, Adinauri! Dumneata, un călugăr, ești în stare să minți? Da. Poate că am mințit, dar am mințit mai ca să vină eu înapoi. Scrisoarea asta... Alioșa, ești drag de numai tot. Scrisoarea asta n-am să o dau nimănui. Niciodată. Pe cui trăi. Tu te deschide ușa și vezi dacă nu cum mama mă atrage cu urechea. Bine. Auzi? Dar nu crezi că ar fi mai bine să nu o fac? De ce s-o pornim pe mama ta de un lucru atât de urât? Urât? De ce urât? Din potriva, are tot dreptul, cred să asculte la ușa fiicei sale. Nu văd ce ar fi atât de urât aici. Fii sigur, Alexei Fedorovici, că atunci când o să fiu și eu mamă și o să am o fată așa ca mine, nimic nu o să mă împiedice să ascult la ușa ei. Vorbesc serios, Liz? Bine, dar dumneata știi că asta nu e deloc frumos. Doamne, de ce vrei dumneata neapărat să fie urât? Înțeleg, dacă ar fi vorba de o discuție oarecare într-un salon și aș trage cu urechea. Ascultă, Alioșa, să nu-ți închipui cumva că după ce o să ne cununăm, nu o să te spionezi și pe dumneata. Și pe deasupra am să-ți deschid toate scrisorile și am să le citesc. Să nu spui că nu te-am prevenit. Bine. Dar zău nu-i frumos. E adevărat. Nu se cade să tragi cu urechea, fiindcă e un lucru foarte urât. Ascultă, Alioșa, dar nu o să ieși din cuvântul meu, nu-i așa? Și asta trebuie tot așa stabilit de la bun început? Sigur că nu. Alioșa. Îți jur?
că niciodată. Auzi, niciodată. N-am să te spionez. Și nici n-am să-ți citesc scrisorile. Pentru că dumneata ai dreptate. Nu-i. Ești înger nou, pozitor. Știi ce? Sărută-mă, îți dau voie. Așa, joacă lateral, tu pe centru, urtă lateral, bine, și lung, dă Ionescu, bine, așa, hai Ionescu, și tu, dă lui Costea, schimbă partea, schimbă, schimbă, hai Costea, centrează în careu, nu, nu singur, în careu, nu singur, bă, fotbalistul lupește, o să-ți dăm și ție o minge să te joci acasă, hai în apărare acum, hai, nu rămâne, hai bă, în apărare, așa, nu lași, bagă piciorul, bagă piciorul. Așa e, ai luat-o! Bine! Dă-o lui Costea că e singur! Dă-o că e singur! Și șut! Șut, băi! Gol! Joacă Știința de plăsare, Dinamo moare și cur ne doare. Ei, bate, băi, bate, să mor eu dacă nu-i bate! Ești un pic! Bine, băi! De asta ți-a gâți acum. Bine, Costea! Dar ce, bă, de ce vrei să-mi iardă? De ce zici, bă, că sunt împit? Bine, bă, Champions League-ul! Bagă la plinare și ție țară, fotbal! Fotbal? Și ce, mă? Asta înseamnă că sunt împit, nu? Ce dracu, da? Bine, bine, bine! Ia-te golul! 2-0! 2-0! Bă, e golul ăștia! Cum, bă, în două minute? Bă, portare, Borneascule, fusești la Ciupești, bă! Și tu, pe unde știi, mă, că ne bagă? Poate că nu ne bagă, adică de ce ții tu cu tot din adinsul să ne bagi? Să mor dacă te înțeleg! Bine! Hai, Neascule! Asta e gol! Șut! Șut, bă! Bă, spargi geamurile la cantină, bă! Fotbalistul lupește! Ajungeți voi în Champions League! Ah, Ripule, tu ai fost, mă, vreodată pe munte, mă? N-am fost, mă. Dar ce te apucă? E, ce să mă apuce, mă? Nu mă apucă nimic. Știi, bă, am trăit toată viața la șes. Ia uite, iar în alb, vara galben, că altceva nu vezi decât atât. Iar în alb, vara galben. Ei, și? Mi-am tot pus în gând, mă, să urc o dată acolo sus, să văd cum e. Păi, dracu, ce te-am făcut. Hei! Care ești, mă, acolo? Care te joci, mă, prin gură, n-auzi? Eu, dar de ce? De scurtă vara și e plin de flori, te încânjoară și vacanță cu parfumul rar. Are floare ca o albine. Cum te cheamă frumoasă? Nu fi obraznic! Dar nu sunt obraznic, domnișoar! Să mor dacă sunt obraznic! Te-am întrebat așa, într-o doară, dacă vrei să-mi spui bine, dacă nu... He, he, treaba dumitale! Aura, dar pe tine? Buică Ripu. Adică pe mine, buică și pe ăsta Ripu. E așa? Era pe de fost o vară, și de
înțărcat! Culcă! Drept! Culcă! Drept! Înainte! La dreapta! Înainte! Culcă! Drept! Culcă! Drept! Aliniat! Bă, băieți! Băi, de ce-mi faceți voi mie? Băi, de ce-mi faceți necazuri? Care necazuri, domn Maior? Cum care necazuri? Vârâți-vă, bă, mințile în cap, bă! Bă, vârâți-vă mințile în cap! Bă! Nu mă vreau de cuvânt, bă! Permiteți? Permiteți? Adică tu vii și-mi spui mie că n-ați avut costum. Bă, bine, mă, te cred. Dar dacă n-ați avut costum, trebuie să veniți aici să vă îmbătați ca porci, nu? Tovarășe Maior, dumneavoastră ați fost vreodată pe munte. N-am fost, mă, trece. Aș vrea să aflu cum e acolo, sucică, sunt cabane. Este. Munte? De unde vrei? Băi, de unde vrei să știu dacă n-am fost? De ce n-am spus? Oare eu să poți un tovarăș Maior? Mă omoară tata dacă află că am făcut pușcărie. Bine de mine că n-am. Ce n-am? Totul. Al meu a murit acum 2 ani. S-a luat dracu. S-a răsturnat peste el o cisternă. L-am făcut pe fie. El era băiat bun săracu. Dar de că-mi trăgea la măsea. Și atunci mă bătea rău. Nu mai pe cap. Lovește-l în burtă, tovarăș. Yes. Lovește-l, tovarăș, în burtă. Iar dumneata, tovarășul Buică, te apleci de mijloc în jos, ca și cum te-ar durea, așa. Așa? Așa. Și eu acum ce fac? Cum ce faci, băi, caz pe spate, ce să faci? Aici. Hai! Mamă! Băi, stai cu mine. Buică! Buică, ce-ai pățit? Băi! Lovește-l în gură! Lovește-l, bă, în gură, nu în obraz, bă, cum altfel vrei să-i curgă sânge! Da, bă, că n-o să mor eu dintr-a câta, nu! Vreau să dau și eu și când ți-o-i dai eu una, vai de păcatele tale, da! Hai! Beam! Beam! Bea și tu. Bagă. Mai bea? Așa, hai. Bea. Și tu, hai. Vedeți voi cum iese acum, băi? Eu simt deja. Simt așa, eu deja m-am învățat.
timp. Acum e schimbat. Ești cum mai drăguț. Hai, las poziția, hai. Hai, mâine mai jos. Mai jos. Tu mâine. Mai jos. Mai jos. Nu așa, pe umerii lui, mă. Așa, lasă-te cu tot. Bă, nu mă lovi prea tare. Așa, rămâneți în poziția asta. Atențiune. Stop! Stop! Ce-ai văzut ce-ai dat? N-am dat! Cum dracu mi-ai dat? N-am dat, tu n-au scurat, am dat! Ce băiești un pic, cum n-ai dat? Dar tu de ce ai curs capa? Că dacă strigase, ce era să facă? Treceți-mă acolo. Hai, mă! Nu pot! E? Mai să poți! Acum mai să poți? Nu pot! Nu mai pot! Ce vrei? Ce vreți? De ce nu poți? Ha? De ce nu poți? Mi-e prieten. Nu pot să dau în el. Păi și atunci, cum ai dat, mă? Ha? Cum ai dat? Eram bad. Minte, tovarășe, mă, să mă dacă nu minte. Ia cu ștaica, vine la dracului de barfă. Ia suci mințile. De ce te uiți, mă, așa la mine? Te-a plecat muierea. Iii, ești dorul să pomenești. Ești dorul de ceare. Da, mă, dracului. Tot un drac nici o să-ți face picioare. Ai prins, neamțule? Gata. Asta e, tovarășe. Mă, vezi, mă, că se poate. Ce trebuie că pierdai toată ziua pe aici? Da, mă. Prăv. Ești liber? Hai, neam. Pe o frunză de nuculeț. S-a lăsat un cuculeț. Cuculeț călătorit și de drumuri ostenite. Vuică, te doare, mă? Spune-mi, te doare? Lasă-mă. Lasă că tot plec. Fie ce-o fi. Vuică, iartă-mă că n-am vrut. Te rog eu să mă ierți. Plec, da. S-a făcut un dor al dracului de casă. M-am săturat. Vuică, te rog eu să mă ierți, că n-am vrut. Te doare rău? Da, mă doare, mă. Mă doare în cur. Dar de plecat tot plec, fie ce-o fi. Păi, și eu? Eu ce fac? Lasă-mă. Că nu plec. Cum era să plec? Am zis și eu așa. Nu-mi joacă. Vuică! Vuică, ce ți-am făcut? Mă!
Nimic! Mă, iar încep, mă! Dar ce? Mi-e frică de tine să încep! Hai! Poftim! Bate-mă și pe mine! Bate-ne pe toți! Să-ți trag odată de noi! Mă mir că nu te rușine obrazului să-ți fie vii din oraș cu aperitivele în nas și vezi focul ca martiră și un copil nevinovat. N-a avut cine să-l crească. Dă-i și bă un bezmetic! Dar ce nu l-ai crescut tu? Păi nu e datoria bărbatului fată să crească copii. Mama e datoria să vadă de ei. Da? Și după care, lege, mă rog, să-i faceți, vă convine, dar să-i creșteți, să-i îngrijiți, să-i ștergeți la nas, nu vă amestecați mișeilor! Titino! Ce almezi ochii așa la mine? E, bine! Ce? Crezi că mi-e frică de tine? Te-am spus-o! Și dacă nu te-am spus-o, te repet încă o dată! La mine, în casă, eu sunt stăpână și nu mi-e frică de nimeni. Stăpână? Stăpână să fiu unde ai mai fost? Iar de legi, de mama. E mama mea care m-a făcut. Și cine îndrăznește să se lege de ea, îl preznesc de nu te vede! Nu, femeie! Nu, femeie, nu mai țipa așa că ne aud vecini! Lasă-i să ne audă! Să știe și ei ce canalie ești! Și din nou mă sară-s cuvintele, că pe urmă... Că pe urmă ce? E mâna de pe cuținul de pâine! Că chem poliția! Nino! Nino! Poliția! Criminalule! Titino! Titino, nu mă scoate din răbdări! Ți-am zis să nu te mai amesteci în treburile mele! Că de-aia este fata ceartă întotdeauna! Vreau să-mi bag copilul, lasă-mă domnule să-l bag! E copilul meu! Fac ce vreau cu el! Bă, și să știi și tu! Că-n casa asta cânte cocoșul, bă! Din mine.
Unde vezi tu că-i dau? În cap. Eu văd că-i dau la spate. Poate l-ai făcut cu capul în turul pantalonilor. Eu l-am făcut. Tu l-ai făcut. Copilul dumitale. Leit. Fă-mă, tată, să-ți semă. Mulțumesc lui Dumnezeu că de la mine n-are nimic. Iar începi? Dar ce? Mi-e frică de tine să încep? Te pomenești că dai și mie. Hai, bate-mă! Bate-mă și pe mine. Omoară-ne să scapi odată de noi. Nu ți-ar fi rușine obrazul? Fii din oraș cu aperitivele în nas și pe urmă îți perși focul pe o martiră și pe un mucenic de copil nevinovat. N-a avut cine să-l crească. De-aia a ieșit un bezmetic. Da? De ce nu l-ai crescut tu? Nu e datoria bărbatului să crească copii. Mama e datoare să vadă de ei. Da? Și după care lege? Mă rog. Să-i faceți, vă convine, dar să-i creșteți, să-i îngrijiți, nu vă amestecați. Mișeilor! Titino? Ce holbezi ochii așa? Ce? Crezi că mă speri? Ți-am spus-o. Și dacă nu ți-am spus-o, ți-o repet încă o dată. La mine, în casă, eu sunt stăpână și nu mi-e frică de nimeni. Stăpână? Să fii unde ai mai fost. Iar te legi de mama! Nu-ți permit să te legi de mama! E mama mea care m-a făcut și cine îndrăznește să se lege de ea, îl plesnesc de nu se vede. Titino, nu mă scoate din răbdări. Că pe urmă... Că pe urmă ce? Ia mâna de pe cuțitul de pâine, că chem poliția. Nina, Nina, criminalule! Titino, ți-am spus să nu te mai amesteci în treburile mele, că de-aia iese ceartă întotdeauna. Vreau să-mi bat copilul. Lasă-mă în pace să-l bat. E copilul meu, fac ce vreau cu el. Sunt stăpân și în casa mea cântă cocoșul, iar nu găina, scurt și îngust. Și în casa mea cântă cocoșul, iar nu thank you.
Lasă-mă pâinea! Ori pâinea mea! Paraschiv, Moromete, stătuse 2 ani de zile în armată. Dar nu și-a aducea aminte ca cel puțin, într-o singură dimineață, să se fi simțit atât de prost din cauza goarnei care suna deșteptarea, cum se simțea acasă. Când tatăl său trezea pe toată lumea cu noaptea în cap, strigându-i cu stăvință și pe fiecare în parte, să se scoale în sus. Se întâmpla uneori ca în ziua în care venea să nu fie nimic de făcut, nimic de lucrat. Cu toate acestea, Paraschiv auzea același glas înfundat, care punea în mișcare toată casa. Era un glas care, la început, nu chema pe nimeni pe nimeni. De aceea era atât de chinuită. Intra în ureche, și tulbura odihna dulcea somnului, fără să fie însă aspră ori hotărât. Plutea în aer și se prelingea în ureche dureros. Vreau auzi. Valosus. Atât se auzea la început, după care se făcea tăcere. Abia într-un târziu se auzea la fel de îndepărtat și fără nume. Nu l-am văzut. L-am văzut. Câteva clipe de tăcere se adăuga. Spor în sus că avem treabă. Și iar se făcea tăcere. Și din nou, după multă vreme, glasul relua necruțător. Spor în sus. Avem o groază de treburi. Nimic însă.
cere de plin. Atunci, glasul întârzia mai mult timp, căutând nu se știe ce. Și deodată striga pe cineva pe nume. Striga de asta dată cu asprime, cu o hotărâre neașteptată, cu ceva apăsător în el, cu ceva rău prevestitor, cu un ce încordat, ca și când s-ar fi întâmplat o nenorocire. Bă, Nilă! Bă, Nilă! Bă, n-auzi, bă! Bă, Nilă! Ce-i, bă, ce-i? Ce-i? O, bucrâine! Să mănânc pe toate! Cel strigat sărea ca ars, că a atins cu fierul înroșit. Lui Magul îl vorosea crâncen. Atunci se auzea din întuneric un glas uluitor de plâng, de simplu și de omenos. Ce-ai în sus că avem treabă? Ce-ai bătă ce lăcheze? Ce-ai bătă ce lăcheze? N-auzi bă ce-a plouă afară? Și doar niște puțin, Paraschiv se trezi totuși odată cu tatălui. Pentru întâia oară însă, glasul tatălui se vedea că răscolea în el gura cea mai mare. Nu se dădu jos din pat așa cum se întâmpla de obicei. Moromete nu zise nimic. Cu toate că asemenea vorbe, spuse cu un astfel de ton, nu fuseseră niciodată rostite în fața lui. El era ridicat doar de jumătate. Val, și în liniștea care se făcuse, întrebă cu o bunăvoință de neînțeles pentru situația în care se afla puterea lui de tată. Ce-ai spus, bă, Paraschive? Ce zici că ai spus? Ce domne, te zici, bă, cu noaptea în cap! Bă, lasă-ne, bă, dracului să dormim! Bă, în fiecare dimineață! Bă, l-auzi! Bă, l-auzi! Scoală sus, că avem treabă! Ce treabă avem, bă! Scoală! Bă, cine-a nu fii frumos! Nu vezi că plouă! Copii nu înțelegea ce se întâmpla cu tatăl lor. De fiecare dată când se răzbrătea cineva în familie, tatăl din liniștit și nepăsător cum era, tatăl ridica un pumn în aer și răgnea. Bă-ți mintitule, tu omor. Răgnetul acesta, încă tenea aer, făcea să fiuie creierul celui răzbrătit. Iar groaza, pulberea nemulțumirea ca și când ar fi fost. Bă! Am ajuns bătarea ta de joc! După ce că ți-am muncit o viață întreagă, nici să dormim nu ne lași, mă! De mă, Paraschive. Zic și eu ca să vă sculați, că avem treabă, da? Dacă ți-e somn. Bă, o să dormi. Sculați-vă, mă, voi și lăsați-l pe el să doarmă. O fi obosit sărac, a tras la jut toată noapte. Bă, să prind eu pe cineva că trage așternutul, că ai umflu botul! Nilă, hai că s-a înseninat, uite. Să te duci să mai dai cu sesala pe care era. Să mergem la moare. Stai, bă, acela, nu fi prost! Dracu, ce te-ai trecit prin dăca, prinde focul!
Și tu ce ți-a arăt cu zinilă? Îți pare bine că ai ajuns stăpân? O să ne ducem de aici să rămâneți voi cu tata, tu să vă mănânce câinii! Da, să vă duceți, mă, la băgăuni! Nu ne lasă el Dumnezeu! O să fie mai de capul vostru că mi-a mâncat sufletul câinilor! Hai, mamă, gândiți-te, dragă, te-i după capul lui! Tu! Ia bă, zic, mâna la mea așa de așa, 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 așa. Bagă-mă mâna la altă, că schimbesc mâna după ceafă! Nu! Nu! Bagă-mă mâna! Nu! Ce mă repun în echipă? Ia la ea de bă! Ia să-mi trebuie cu mă! Mă naschită! Și asta cu biciu, în locul lui, eu ce v-aș face? Am muncit ca un bou să vă ție pe voi!
aceea. Pune mâna și scoate din lada aia. Du-te și vinde și cumpără haine. Umbli de spulți și cu izmenele rupte în cul. Lada ta ce țesată de chef de cim. E lume care alargă din zi și până seară pentru un pumn de făină, mă. De voi ca niște câini. Ca niște câini turbați săriți unul la altul. Vă omor, mă! Pui nu-i place la casa mea. Să se ducă. Să plece. Atâta timp când mă vedeți că trăiesc. Ori faceți cum spun eu. Ori dacă nu să plecați. Am muncit, s-am trudit, s-a luat pământul de la Ciocoi, ca să vă meargă vouă mai bine. De ani de zile mă zbat să nu vând din el, să plătesc poncierea fără să vând, să vă rămâne vouă întreg orbilor și sălbaticilor la minte. Dar cum săriți la mine și la ăștia că v-am curat munca voastră? Pământul rămas întreg, paraschive smintitule, acolo-i munca voastră, bolnavule după averi. Ai vrut să te însori cu alu' bodârlate, că avea pământ mulți și te-ai făcut de râs. O să-ți mănânce capul averea, să ții minte de la mine. Ce v-am făcut eu vouă și ce nu v-am dat paraschive și mine? Ce vreți voi de la mine? Vreți să mă jupuiți pe mine de piele, mă? An de an am dat din colț în colț când intra percitorul în casă. An de an m-am zbătut să nu vând din pământ. Am trăit cu toții desculți și dezbrăcați. Nimeni n-a avut mai mult. Ce vreți voi? Să ies la drumul mare și să șefuiesc, mă? Să iau vita omului din bătătură să mă țin de procese ca alții? Asta vreți voi? Și acum unde te duci? De sufletul plin de bucurie, Nilă. Mă duc să mă laud.